E așa de liniște că aș vrea să stric. El e Alexandru. Iar aici e suta de mobile. Dar să o luăm de la început. Alexandru s-a trezit dimineața și și-a zis: azi am chef de aventură. Auzise cândva de suta de mobile, unul dintre cele mai misterioase locuri din Moldova, așa că și-a propus să ajungă aici numai decât. Zis și făcut, s-a pornit cu mașina din Chișinău la ora 9, a făcut 170 de kilometri, iar la 11 și jumătate era deja aici, în raionul Râșcani, între satele Braniște și Cobani. Iar dacă veniți aici, să știți că prin preajmă se află și Druitoarea Veche, Cheile Butești, Zimbrăria. Și pe aici e satul Moveleni, de unde e și Alex Lancea. A închis portbagajul, a privit în jur și a văzut una, două, trei, suta de mobile. Kilometri lungime, 2 kilometri lățime. De fapt, privind de sus, nu mai vorbim despre suta de mobile, ci de miile de mobile. Aproximativ 3500 de mobile, deci 218 mobile pe kilometrul pătrat. Este singurul loc din Europa unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale mărilor antice. Și Alexandru s-a pornit să cucerească cea mai înaltă movilă, movila Țiganul, de aproximativ 30 de metri. E ușor să o identifici pentru că are o cruce în vârf. Hai pe una mai mică. Am început să cânt abia când eram în casa a treia. De când eram mic îmi plăcea să cânt în tot ce găseam prin casă, ori pierne sau cratițe. Deci o șopârlă sau ceva din asta. Unele persoane care m-au motivat să frecventez o școală muzicală au fost bunica mea și fratele meu mai mare, Petru, care e la București. Și apropo, România e acolo. Mereu visam să am un set de tobe propriu. Și acum un an am reușit să-mi cumpăr din bani strânși, din mine. Țin minte când veneam târziu acasă și mă gândeam dacă îmi merită tot efortul ăsta. Dar unicul lucru care mă motiva era faptul că o să iasă ceva frumos. Wow! Ce frumos! Am o muscă în tobă. Sunt Alexandru Marginean, am 16 ani și îmi place să cânt la tobe. În cei 10 sau chiar 20 de milioane de ani de când există, movilele nu au mai auzit așa ceva. Sunetul tobelor lui Alexandru se extindea cu 343 de metri pe secundă în toate cele 1072 de hectare ale rezervației. Poate și dacii îngropați aici îl auzeau pe Alexandru, că așa zice legenda. După bătălii, ci că dacii își îngropau aici căpeteniile. Movilele mai mari pentru căpetenii mai mari, movilele mai mici pentru căpetenii mai mici. Fenomenul rezervației suta de movile a fost menționat pentru prima dată chiar de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei. Iar de atunci oamenii au tot încercat să-i găsească o explicație. Ba comori cu aur, ba experimente extraterestre, ba pământ în pubertate. Cert este că suta de mobile este un spațiu foarte ofertant și este, într-adevăr, un loc așa de frumos. Imaginați cum ar fi aici dacă s-ar organiza un festival de muzică. Nu contează jazz sau rock, dar fiecare mobilă să stea câte un muzician și oamenii, dacă sunt interesați, să vină fiecare și să se aranjeze cumva, poate, în jurul lui sau ei. Ar fi super. Moldova are nevoie urgent de toboșari, dar foarte urgent. Și tot urgent, Moldova are nevoie de turiști, de mai mulți ochi care să o admire, mai ales aici, la suta de mobile. Chiar e frumos aici. Să veniți neapărat. Vino singur, vino cu 1, 2 sau chiar cu 3500 de prieteni, că oricum ajunge o movilă pentru fiecare. Adu-ți tobele, adu-ți șevaletul sau covorașul de yoga, alegeți o movilă și cucerește-o. Urcă în vârf, fii cel mai bun. Așa a făcut și Alexandru. Astăzi, el a spart liniștea. Acum e rândul tău. Trezește-te de dimineață și zi: azi am chef de o aventură.